Bine v-am găsit, dragi sălăjeni, la o întâlnire de suflet în această zi minunată de toamnă, cu muzica, cu poezia, cu gândul și cu sufletul plecat în cinstirea țăranului român, căci așa am intitulat activitatea noastră de astăzi, Plecată cinstire țăranului român. Evenimentul este organizat de Asociația Trompetiștilor din România, cu sprijinul financiar al Centrului de Cultură și Artă a județului Sălaj, cu Asociația Alexandra Etnoiaz, gazdele noastre primitoare de astăzi, în parteneriat cu Parohia Sfânta Vinere din Zalău, cu Asociația Humanitas din Zalău, cu Liceul de Artă Ioan Sima din Zalău, Parohia Ortodoxă Iaz, Primăria Plopiș, Școala Gimnazială Plopiș și iată, cu voia dumneavoastră, suntem cu toții aici și cu toții facem parte din această frumoasă întâmplare pe care sper să o țineți minte multă vreme de aici înainte. Nemurirea s-a născut la sat, iar noi provenim sau suntem urmași ai țăranilor. Să nu ne fie rușine să spunem aceasta, ci dimpotrivă să fim mândri. Lor le închinăm așadar versurile și cântecele noastre. Așa se face că am venit astăzi în fața dumneavoastră, împreună cu membrii corului Lumină Lină al Catedralei Ortodoxe Înălțarea Domnului din Zalău. Despre această întoarcere și despre valoarea nepieritoare a pământului românesc, o invit pe doamna Luciana Vlad să vă spună câteva cuvinte. Textul ei se intitulează Satul Românesc, spațiu de cultură și permanență. Satul este patria mică a oricărui țăran. E locul de naștere și de viață. Trăind în sine și prin sine, niciodată izolat, ci unindu-și forțele pentru apărare cu alte comunități rurale sau întâlnindu-se cu acestea la sărbători, nedei sau târguri, păstrând astfel o legătură firească și durabilă. Într-un elogiu adus satului, Lucian Blaga spunea: eu știu că veșnicia s-a născut la sat. Poetul sublinia: satul nu e situat într-o geografie pur materială ca orașul. Satul este situat în centrul lumii și se prelungește în mit. A trăi la sat, spunea Blaga, înseamnă a trăi în zariștea cosmică și în conștiința unui destin emanat din veșnicie.
Satul este circumscris unui univers de tradiții care creează propria personalitate, unitară, reflectată în credințe și în cultură orală. Nimic nu este la întâmplare în viața țăranului. Obiceiurile familiale și sătești sunt doi poli ai vieții sociale în care actele materiale și culturale stau sub semnul unor sensuri primordiale. Nașterea, căsătoria, moartea, munca, hora satului. Tiberiu Brădicianu este un alt compozitor care s-a aplecat înspre folclorul nostru muzical, iar Viorel Mureșan, acompaniat de profesorul Ciprian Diurco de la Liceul de Artă Ioan Sima, vor interpreta pentru dumneavoastră Doină și joc. Sunt o sumară haină populară. De mii de ani, când mă îmbrăcară, eu sunt pudoarea plebei nevoiașe. Eu m-am pornit din câmp, de pe ogoare, din cânepă ce-au semănat țăranii. Tatăl meu e unul Ioan, alanii. M-a tors în albe nopți la șezătoare, cu grabnic spor, o ceată de neveste.
Din gura lor știu doi neplângătoare și-am învățat cu firul de fuioare din fiecare fus câte o poveste. Am fost țesută la război, în tindă, și m-a cusut încet o fată mare. M-a înflorit la mâneci cu mătasă și mâna ei a izbutit să prindă în arabescuri fine și barbare toată așteptarea dulce de mireasă. Țiu minte, vezi, când am ieșit din casă și când la horă în vesela grămadă m-am prins întâi curată și frumoasă, cum străluceam în albul de zăpadă. De atunci, în cruda anilor povață, câte au fost date asupra mea să cadă ca niște păsări groaznice de pradă, ce aruncătură starpă de viață, prin praf, prin fum, prin negură și ceață, sub sulițele arșiței de soare, ori în bătăi de vifor și ninsoare, eu m-am zbătut, o chinuită roabă, și zi cu zi, din munca mea negioabă, mă năpădiră râuri de sudoare. Blesteme câte lung clocotitoare îmi trimitea scheletul de sub mine, sub vălul meu adăposteam ruine când glia neagră răsturnam cu boii, și în drumul greu, cum mă păștea dușmanul, mi s-au vândut ițarii și sumanul. Mai pe mine m-au iertat ciocoii. Azi, cum mă vezi, săracă, nelăută, m-am zdrențuit. Sunt galbenă și neagră și în goana mea de toți nepricepută m-am pomenit netrebnică și ruptă. Dar totuși, poate-ți mai aduce aminte că supt așa de foame și de boală, ca un drapel de înfricoșată luptă pe când era bătaia mai fierbinte, eu sfârtecată, tragică și goală, am năvălit tranșele nemțești, am dat asalt în câmp la Mărășești. Săracă inima
pace. Cam auzit că dumneata ești cam ca mine, poet, așa. Mă numesc Florica Bodea, am 65 de ani și voi recita câteva versuri. Mai aproape, că nu mușcă. Faină-i pânza țăsută, țes doar unul din 100. Pânză țăsută cu mâna, s-o țăsut de când-i lumea. Și când eram copii mici, bunica purta opinci. Cu opinci se încălța și țesea în război pânza. Cele mai multe bunici se încălțau cu opinci. Bunicii erau cu gaci, bunicile cu poale largi. Poale largi din 7 lați, țăsuchii de mâine dragi. Poale albe cu dulauă, țăsuchii de mâine nouă. Vă invit în fața dumneavoastră pe Valeria Suciu, solista ansamblului Meseșul din Zalău, care vă va bucura cu câteva cântece de dincolo de munții Șes, acolo de sub Meseș. Frunză verde măghirea, la 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 la. Rugăciune de Părintele Arsenie Boca. Iartă-ne, Doamne,
atâtea rugăciuni prin care își ceream pază, pâine și minuni. Uitam să ne căim de rele gânduri și fapte, sau să-ți mulțumim pentru zilele date de la naștere spre moarte. Vai, am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce-ți cer eu. Câtă iubire ai, Doamne, zilnic pentru noi, dar parcă suntem orbi și în suflete prea goi, împovărați de griji, ispite și întristare, atunci venim la tine să-ți cerem îndurare. Ajută-ne, Doamne, ia răul din toți, că-i mai bine minciuna și ura să ne fie străine. Pe toți ne ajută și ninge-ne lini cu înțelepciune și suflet senin. Dă-ne putere, pace, sănătate, să putem ajuta la nevoie un frate. Și iartă-ne, Doamne, ale noastre greșeli, din gând și din fapte, de azi și de ieri. Ajută-ne, Doamne, cât trăim pe pământ, Tată ceresc, de-a pururea sfânt. Am vrut neapărat să vin după 50 de ani să-l felicit pe Sandu, pe Ligia și familia lui pentru frumosul pe care îl fac aici. Și dragii mei iezani, sunteți oameni de aleasă omenie și vă îndemn să rămâneți credincioși. Pentru că acolo unde este credință, este iubire. Unde este iubire, este pace. Unde este pace, e binecuvântare. Și unde e binecuvântare, e Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu, lipsuri nu sunt. Și cer binecuvântarea lui peste satul Iaz, peste locuitorii lui, peste cei ce trudesc să ducă numele acestui sătuc pe întreg pământul României. Vă mulțumesc!